Scandalurile se țin lanț în orașul Berbeș din Vâlcea. Aproape săptămânal acolo au loc scandaluri și bătăi, iar intervenția poliției este fie prea târzie, fie agresorii sunt reținuți, iar ulterior sunt puși în libertate. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când un bărbat de etnie romă a lovit din senin un client aflat pe o terasă. Pe imagini se poate observa cum bărbatul se ridică de la masa lui și îl lovește pe un alt client al barului, care stătea liniștit și consuma. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din Berbești au reușit identificarea și ulterior reținerea unui bărbat de 32 de ani din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire și alte violențe, precum și tulburarea liniștii și ordinii publice. În fapt, acesta a agresat fizic o persoană în timp ce se afla la o masă de pe terasa unui bar din localitatea Berbești. Polițiștii au întocmit dosar penal, luându-se măsura reținerii pentru 24 de ore, iar astăzi bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Horezu cu propunere de arestare preventivă.